Sí. Da, deci ziceam că mecanisme cu bare sunt considerate mecanisme de tipul ăsta. Se pleacă de la cele mai simple exemple, mecanism patrulater articulat, biel în manivelă, mecanism cu culisă oscilantă și după aceea se pot face și combinații de ele și se pot obține mecanisme din acestea mai complicate, unde mecanismul ăsta din dreapta e practic obținut prin serierea a două mecanisme. Se pleacă de la mecanismul patrulater articulat, după care de acesta se leagă un mecanism de tip biel în manivelă. Da? Și când elementul ăsta e motor și pune în mișcare tot mecanismul, restul mecanismului se mișcă pe cale de consecință. Un alt exemplu de mecanism cu bar ar fi mecanismul pentalater, care dacă îi faceți analiza structurală, o să ajungeți la concluzia că ăsta are grad de mobilitate 2. Deci are nevoie de două motoare ca să el să fie desmodrom. Dar chiar și așa, ăsta e un mecanism cu bare. Deci toate astea sunt mecanisme cu bare și sunt relativ des folosite. Noi, în continuare, o să ne punem problema legată de sinteza mecanismelor de tipul ăsta cu bare. Save. Deci o să discutăm despre sinteza mecanismelor cu bare. Da, pentru că, na, ați văzut, noi avem o structură generală, dar aproape mai tot timpul structura generală nu o să fie nu o să ne dea un mecanism cu care să putem să-l folosim, pe care noi să putem să-l folosim în niște aplicații concrete. Și atunci, noi trebuie să ne proiectăm mecanismul astfel încât să ne satisfacă, să ne satisfacă nouă cerințele funcționale. Adică să facă ce vrem noi, nu să facă ce iese. Da? Și atunci există niște metode specifice care sunt prezentate în partea asta de sinteză. Deci noi spunem sinteză sau proiectare a mecanismelor cu bare. A mecanismelor cu bare. Da? Deci sau sinteză sau proiectare. Ca un reminder, aveam două capitole mari în zona de mecanisme. Aveam capitolul de analiză și aveam capitolul de sinteză. Acum vă rog să spuneți voi, la capitolul de analiză, ce se întâmplă cu un mecanism? Aflăm de ce tip este? De ce tip este, cum se mișcă el, care sunt vitezele, da, era partea de analiză cinematică, era partea de analiză structurală, să ne uităm cum arată, din ce elemente este alcătuit mecanismul, cum sunt elementele respective legate între ele. Ok, și la sinteză, ce se întâmplă în zonele astea de sinteză sau de proiectare? În zona de sinteză, efectiv, luam mecanismul pe care l-am analizat și ne gândeam cum să facem ca respectivul mecanism să facă ce avem noi nevoie. Ca un exemplu pentru zona de sinteză, ați văzut că în semestrul trecut am discutat despre sinteza mecanismelor cu rozdințate. Dar și la rozdințate, în primul rând, trebuiau satisfăcute niște condiții acolo. Era acea lege a angrenării, care cred că v-am stresat un pic. Și erau două condiții în legea angrenării. Prima condiție era ca dinții să intre în angrenare,
Da, adică grosimea dintelui să fie egală cu grosimea golului dintre dinți, astfel încât dinții să poată să intre în angrenare. Asta era prima condiție și a doua condiție era că în mișcare, mișcarea să fie tot timpul, hai să spunem, constantă. Practic, raportul de transmitere să fie tot timpul constant și egal cu raportul de transmitere instantaneu, așa era enunțată legea a doua. Dar în final am ajuns că dinții nu au orice formă, trebuie să aibă, să fie definiți de o anumită curbă și noi am ales cel mai simplu caz cu profilul evolventic. Nu? Și am discutat după aceea și despre evolvente și despre cum se construiesc dinții și așa mai departe. Deci, practic, am proiectat mecanisme cu roți dințate. La partea de analiză, la roți dințate, ce trebuia să determinăm? Aveam niște roți dințate. Trebuia să determină raportul de transmitere. Da? Dincoace la sinteză, ni se cerea ca să producem un angrenaj, da? Și atunci trebuia să, plecând de la raportul de transmitere, să vedem cum arată dinții. Asta așa, într-o abordare relativ simplă. Că sigur că problemele erau un pic mai complicate. Da? Da, cam asta e ideea. Deci la analiză ne uităm la un mecanism, vedem ce face. La sinteză, după ce avem mecanismul, de fapt proiectăm mecanismul. Și chestiunile astea sunt oarecum așa în toată proiectarea unor mecanisme se pleacă de la sinteză, se produce un mecanism, da? După care se analizează. Dacă mecanismul respectiv face ce se dorește și după ce se observă dacă face sau nu face ce dorește, dacă nu face ce se dorește, se trece la reproiectare, nu? Adică, iar ajungem la sinteză, da? Și atunci, chestiunile astea se repetă sistematic și atunci apare versiunea 1, versiunea 2 de mecanism și așa mai departe. Deci, discutăm acum despre sinteza mecanismelor cu bare și atunci, mai departe aici, în zona de sinteza mecanismelor cu bare, când proiectăm mecanisme cu bare, putem să împărțim zona asta de sinteza mecanismelor cu bare în mai multe, nu știu, categorii. Am putea să spunem că o primă categorie ar fi sinteza pozițională. Pozițional. În care avem, eu știu, un element, da? Trebuie să ajungă din poziția asta, da? În poziția, eu știu, asta. Da? Și care ar fi mecanismul care îmi duce elementul meu din poziția negru în poziția portocaliu? Da? Și o să discutăm despre sinteza pozițională, da? În care avem două poziții impuse. Vine cineva și zice, bă, uite, îți dau 1 milion de euro, vreau, mă, uite, bara asta, e o bară care are, eu știu, 1 metru lungime și, eu știu, grosime, e rotundă în secțiune, are o secțiune circulară și are diametru, are, eu știu, 10 mm. Da, și bara asta vreau să o duc dintr-o poziție într-o altă poziție. Nu știu cum să fac chestiunea asta. Și voi, după cursul de mecanism, ziceți, ok, hai că putem să facem un mecanism care ne poate poziționa bara asta respectivă în pozițiile astea două impuse. Aici, la sinteză pozițională, există cu două poziții, cu trei poziții, cu patru poziții impuse, cu cinci poziții impuse câteodată. Și discutăm, sigur că se pot impune și mai multe poziții, dar discutând despre situația simplă a unui mecanism patrulater articulat și ce poate să facă un mecanism patrulater articulat, un mecanism patrulater articulat e capabil să-ți ducă un element în două poziții impuse, în trei poziții impuse, e mai greu în patru poziții impuse și se poate și în maxim a cincea poziție impusă, doar că dacă se discută despre a cincea poziție impusă, nu toate mecanismele, nu tot timpul se pot impune cinci poziții
prin care să treacă un element al unui mecanism patrulater articulat. De-aia, deci noi o să discutăm despre sinteza pozițională pentru un mecanism cu patru elemente, în speță patrulater articulat. Dar tot la categorii de sinteză a mecanismelor cubare sunt e a doua categorie, sinteză de mecanisme generatoare de traiectorii. Da? De exemplu, un punct de pe un element, și o să discutăm un pic ce înseamnă un punct de pe element, că de fapt ne referim la un punct din planul unui element, dar încă o dată am dat doar pastila acum ca să îmi netezesc un pic drumul mai încolo, dar când spun un punct de pe element, un punct de pe element să atingă anumite poziții, respectiv acele poziții să formeze o traiectorie. De exemplu, dacă avem trei puncte, sper că se văd, da? Noi putem să construim un mecanism în care, eu știu, de exemplu, dacă avem un mecanism patrulater articulat, așa, un punct care e cumva atașat și o să desenez aici cu maro, dacă putem să legăm așa. Sigur că mecanismul ăsta nu-i corect sintetizat, dar, de exemplu, dacă mișcăm mecanismul, da, și ajungem în poziția asta, el să atingă cel de-al doilea punct de precizie, da, și dacă îl mișcăm și mai mult, asta ar trebui să vină așa, e să atingă și al treilea punct de precizie. Încă o dată, am ales nefericit punctele astea să le și ștergem, să le alegem ca să fie mai sugestivă toată discuția asta. Da? Dar în felul ăsta, vă rog să observați că am un mecanism patrulater articulat care produce o așa zisă curbă de bielă. Da? Deci asta este o curbă de bielă. Da? Și arată ceva de genul ăsta. Ok, și hai să vedem dacă putem să găsim pe net o curbă de bielă. Curbă de bielă. Da, nu, noi. Nu sunt chestiuni atâta de uzuale. Ok, deci asta este partea asta de sinteză de mecanisme generatoare de traiectorii și o altă zonă este sinteza mecanismelor generatoare de funcții sau funcțiuni. Sau funcțiuni. Problema cum se formulează aici la mecanisme generatoare de funcții. Că, de exemplu, pentru poziția asta am poziția corespunzătoare a elementului condus să fie aici. Pentru poziția asta, da, eu vreau ca să am poziția asta. Iar pentru poziția asta, da, eu vreau să am poziția asta. Dar vă rog să observați că o creștere liniară, da, am încercat să obțin, să mențin un unghi constant aici, da, nu produce o creștere liniară un unghi aici, da? Deci funcția asta nu e o funcție lineară.
Da? Și atunci mecanismul meu ar putea să fie așa. Mecanismul. Da? Și să mi se asigure dependența asta între unghiul de intrare și unghiul de ieșire. Am zis unghiul de intrare de obicei se notează cu fi și unghiul de ieșire de obicei se notează cu psi. Ok? Și atunci, din punct de vedere al funcției pe care vrem noi să o realizăm, definim funcția pe care vrem să o realizăm, adică psi este o funcție de unghiul de intrare, egal psi de fi. Ok, și așa am și matematizat relația asta de funcție și de dependență între poziția elementului de intrare și elementul de ieșire. E ok? E clar până acum? Deci avem generatoare de poziții, generatoare de traiectorii și generatoare de funcții. Și cei așa cumva foarte, foarte convenabil că zona academică a dezvoltat metode prin care și partea asta de generare de funcții și partea de generare de traiectorii se poate reduce s-au reformulat printr-o problemă de sinteză pozițională. Ok? Și atunci o să discutăm despre sinteză pozițională și doar ca să știți că există metode de sinteză de traiectorii și respectiv sinteză de funcții, deci există metode și puteți să le aplicați și să folosiți doar sinteză pozițională, dar prin metodele respective să puteți să rezolvați și probleme de generare de traiectorii, respectiv generare de funcții. Ok? Deci o să discutăm despre probleme de sinteză. Da? Și atunci astea de generare de funcții. Generare de funcții. Și generare de traiectorii. Amândouă o să le reducem la probleme de sinteză de poziții. Ok? Deci avem. O să discutăm despre probleme de sinteză pozițională, dar și celelalte probleme se pot rezolva prin sinteză pozițională. Na bun, am discutat despre ce înseamnă sinteza mecanismelor cu bare, am discutat despre tipuri de sau tipuri, da, tipuri de probleme ce se pot aborda în sinteza pozițională. Hai să discutăm mai mult despre tipuri de probleme ce se pot rezolva în partea de sinteza mecanismelor cu bare, mă scuzați, să trecem la partea de sinteză pozițională. Iar să discutăm despre sinteza. Sinteza pozițională. Da? În care ne interesează la un mecanism să ajungem în câteva poziții impuse. Sigur că dacă mecanismul are mai multe elemente, se pot stabili teoretic mai multe poziții de precizie. Cum noi o să discutăm despre mecanismul 4 la ter, în principal pentru că el este un mecanism foarte, foarte des folosit și de multe ori și suficient ca să rezolve multe probleme. E și în scop didactic pentru că e cumva foarte facil ca să îl folosim ca și exemplu de discuție
Și atunci avem un subiect bun de discuție. Deci avem sinteza pozițională, poate să fie cu două poziții. Și aici avem iară două situații. Situația 1 și situația 2, 3 poziții, 4 poziții și 5 poziții. Astea câteodată. Nu funcționează tot timpul. Am fost foarte, foarte plastic, dar în material. Da, deci avem sinteza mecanismelor de poziționare, condițiile de poziționare, o să discutăm despre ideea asta de curbe suport și poli ai rotațiilor finite. Păi avem sinteza bipozițională, da, sinteza în două poziții, în trei poziții, în patru poziții și la final în cinci poziții. Tema voastră o să fie sinteza tripozițională, în care o să vă propuneți, practic, voi un element pe care să-l duceți în niște poziții pe care tot voi vi le impuneți. Să construiți patrulaterul, da? Să construiți mecanismul patrulater articulat care duce elementul respectiv în cele trei poziții. Da, bun, hai să avansăm un pic și să discutăm despre sinteza mecanismelor. Da. Prima chestiune, să introducem niște chestiuni așa de terminologie și să luăm poza asta. Da, aici câteva concepte care trebuie spuse, că avem, practic, atunci când am spus că vreau ca să poziționez un element în câteva poziții prestabilite, toată povestea este că vreau să stabilesc poziția acelui element, da, vreau să stabilesc poziția acelui element față de un sistem de referință fix. Da? Deci am un sistem de referință fix și am acel element pe care eu vreau să-l poziționez, să zicem cazul simplu, eu știu, două poziții. Am o poziție așa și o poziție așa. Da? Și care ar fi mecanismul care îmi duce elementul, hai să folosesc alte culori, să zicem că avem albastru, așa. Avem poziția asta și albastru deschis, avem cea de-a doua poziție. Dar ele trebuie să fie perfect identice, adică ăsta trebuie să-l mai prelungesc așa. Că e vorba de aceeași bară. Da? Doar că cu albastru deschis am poziția a doua, cu albastru închis am poziția 1. Da? Deci nu am două bare aici. Vreau să ne înțelegem. Nu am două bare aici. Am o bară care la momentul 1 e în poziția albastru închis și la momentul 2 e în poziția albastru deschis. Da? Deci am mișcare. Am o bară care trece dintr-o poziție în alta. Atunci, vocabularul folosit în zona asta spune în felul următor că avem planul fix, da? Adică în planul fix trăiește sistemul ăsta de referință, deci ăsta e planul fix și notat cu F și vă rog să observați că se folosește F pentru a indica planul fix și față de planul fix
se mișcă elementul în poziția 1, albastru închis, în poziția 2, albastru deschis. Ok? Și ideea e că elementul care se mișcă în planul mobil, da? Și tot acel plan mobil poartă numele de E. Da? Deci avem, observați aici, avem E. Da? Avem planul mobil, se notează cu E. Ok? Și față de planul mobil, și în planul mobil noi putem să avem un sistem de coordonate, da? Care vedeți aici e notat așa. Cred că ar fi mai bine ca să discutăm chiar pe reprezentarea asta. Și aici, în reprezentarea asta, vedeți că nu e vorba de o bară, ci e vorba de o placă de formă triunghiulară, da? Care, de fapt, bara ar fi aici. Da? Bara pe care am indicat-o noi ar fi asta. În poziția asta, respectiv, bara pe care am indicat-o noi ar putea să fie aceeași bară, dar în poziția asta. Ok? Și atunci, dacă ar fi să construim toată placa, ar fi așa. Și respectiv în poziția albastru deschis ar fi aceeași placă triunghiulară. Da? În poziția asta. Dar desenul devine destul de încărcat și lăsăm așa. Vreau să observați că de placa asta noi putem să legăm un sistem de coordonate. Hai să mai dăm paste. Să punem situația asta, să o punem aici. Ok, deci vreau să observați că de elementul mobil noi putem să atașăm un sistem de coordonate. Sistemul de coordonate de care vorbesc eu e ăsta. Ok, și atunci avem un sistem de coordonate mobil. Da? Sistemul de coordonate mobil care l-am notat așa cu X, O, Y, X, O, Y. Asta este mobil. Mobil. Și aparține planului E. Sau, mă rog, definește planul E, planul mobil. Respectiv, avem sistemul de coordonate fix care este notat cu X, O și Y. Da? X, O, Y. Ăsta este fix. Și este notat cu F. Ok, și practic noi vrem ca planul ăsta mobil să aibă o anumită mișcare. Da, și e cumva, cum să spun, mișcarea planului e aceeași cu mișcarea elementului. Da? Pentru că o să opresc un pic share-ul și să mă vedeți. Deci ăsta ar fi planul fix, da? Ăsta ar fi planul fix și avem planul mobil. Da? Planul mobil care conține elementul mobil. Ăsta trebuie să se miște față de planul fix. Da? Și formularea matematică e aia pe care ați văzut-o. Ok. Mai departe, dacă vă uitați, avem, ca să poziționăm planul ăsta mobil,
ca să poziționăm sistemul de referință roșu față de sistemul de referință negru, a vedeți, se folosește un unghi aici care e foarte greu vizibil, un unghi teta. Da, avem un unghi teta care ne definește. Ai de capul meu ce rău am desenat. Deci avem un unghi teta. Da? Un unghi teta. Ăsta. Un unghi teta. Ce culoare să-l desenez? Cu verde. Un unghi. Un unghi teta. Da? E, mă rog, se vede relativ greu aici. Și, practic, dacă considerăm mai departe sau analizăm mai departe, avem, în situația asta, avem punctul A, care este aici, avem punctul B, care este aici, care punctele astea A și B trăiesc sau, mă rog, se mișcă pe niște curbe. În literatură, curbele respective se numesc curbe suport. Deci A și B aparțin curbelor suport. Da, și curbele astea suport, da, se pot defini și în planul fix. Da? Deci, practic, curbele alea suport sunt în felul următor. Deci am planul fix, am cele două curbe suport, hai să le facem tot cu negru, avem o curbă suport aici și o curbă suport aici. Da? Și atunci o să putem să ducem un element din poziția asta în care capeții elementului sunt pe curba suport, din poziția asta în poziția, în poziția asta. Da, deci este teoria aceasta a curbelor suport. Ok, și ce mai vreau să observați legat de acest element care e mobil, că există și acest punct M. Da, care definește practic placa asta triunghiulară, da, și legat de bara noastră, da, care se mișcă pe niște curbe suport, noi putem să nu folosim o bară, putem să folosim un element de o altă formă, triunghiulară, da, de exemplu, să luăm punctul ăsta M, da, și să spunem că punctul ăsta M e fixat de bară. Da? Și în aceeași poziție va trebui să fie punctul M. Da? Și atunci vă rog să observați cum punctul ăsta M ar putea să genereze o traiectorie. Da? Ar putea să genereze o traiectorie atunci când se mișcă față de elementul fix. Din păcate, trebuie să avem discuția asta, pentru că discuția asta este cumva fundamentală pentru ce o să discutăm mai departe. Na bun. Deci asta era teoria legată de curbele suport și vă rog să observați că avem o corespondență de notație între pozițiile pe care le ocupă punctul A în elementul, în raportat de elementul fix, care definesc curba suport pentru punctul A. Da? Și această curbă suport pentru punctul A este notată cum? Spuneți-mi voi. Cu alfa, probabil, nu înțeleg ce scrie acolo. Se vede mic, dar nu prea se. Nu prea se vede. Îi faceți zoom. Se vede foarte mic, nu? Am nimic acolo.
Deci curba suport pentru punctul A se numește A, hai să folosesc negru. Da? Și e convenabilă notația, nu? Și curba suport pentru punctul B se notează cu B mic. Ok? Și în felul ăsta putem să folosim aceeași notație. Folosim A aici, B aici. Ok? Și atenție, punctul M nu are curbă suport. Da? Pentru că punctul M, poziția punctului M e rezultată din mișcarea punctelor A și A mare și B mare pe curbele suport corespunzătoare. Da? Deci, vedeți și aici, eu am folosit cu negru pentru a indica curba suport A, curba suport B, și apoi am folosit un mov pentru a indica curba generată de punctul M. Eu la fel de bine puteam să mut punctul M mai sus, sau mai la dreapta, sau mai la stânga, unde vreau eu, da? Și atunci aș obține o altă curbă generată de punctul M. Ok, asta era o primă chestiune de teorie. Profesor, Da? am și o întrebare Da. la graficul ăsta ce mi-a spus aici. Axa Y, X nu trebuia să fie în punctul A mare? Zero ăsta. Da, foarte bună întrebarea, în Pentru. sensul că noi putem să stabilim unde poziționăm elementul față de sistemul de coordonate. De fapt, în realitate, noi facem o altă chestiune. Nu neapărat că definim sistemul de coordonate și după aceea poziționăm elementul față de sistemul de coordonate, ci pur și simplu pe element ne alegem undeva convenabil un sistem de coordonate care să-l folosim mai departe. Ca urmare, nu ar fi fost niciun fel de problemă să poziționăm originea. Tu te referi la originea, la punctul ăsta, la, scuze, să pun Da, O da. aici și originea asta. Da? De ce nu am pus-o aici? Da? Nu ne oprește nimeni să facem chestiunea asta, doar că în sens teoretic, general, putem să avem foarte bine situația asta. Și atunci eu, în scop didactic, vă prezint situația generală. Nu vă prezint un caz particular. Dar pentru Bun, că înțeleg. situația generală nu exclude posibilitatea ca originea să fie în punctul A, se poate face chestiunea asta. Chiar mai mult, dacă vă uitați pentru situațiile alăturate, o să vedeți că aici sistemul de coordonate, da? E chiar în colțul elementului. Da? E chiar aici. Asta Da, e noi am văzut originea. că pe restul toate sunt foi Da. cunoașterea diferită. Dar teoria generală spune că putem să punem pe elementul ăsta un sistem de coordonate oriunde vrem noi, ca să ajungem în situația asta, că să avem un sistem de coordonate fix, avem un sistem de coordonate fix și un sistem de coordonate mobil. Da? Deci ăsta e fix. Și putem să spunem că îl fixăm așa, și atunci ăsta mobil se mișcă față de elementul fix, de sistemul de cord. O să folosesc cumva interschimbabil element fix, fix, cu plan fix, da? Cu ce mai? Sistem de coordonate fix, da? Și omologul lor ar fi element mobil, plan mobil și sistem de coordonate, scuze, mobil. Da, deci am sistem de coordonate mobil sau e vorba de un plan mobil sau vorba de un element mobil. Da, deci toate sunt cumva sinonime și se referă la același lucru, doar ca să înțelegeți la ce se referă. Na bun. Dacă mai
Sunt chestiuni care ați vrea să le discutăm? Dacă nu, trecem la următoarea chestiune. Asta era 2, 4, așa. Continuăm discuția asta. În aceeași idee generală legată de curbe suport, ați văzut că A și B erau curbe suport legate de elementul fix. Dar tot pentru poziționarea unui element, adică concluzia discuției de data trecută cu curbele suport era că dacă am două curbe suport, eu pot ca să impun un element care să se miște pe aceste curbe suport și să obțin poziționarea elementului respectiv. Dar atenție, curbele suport țin de elementul fix, da? Și am un element mobil care se mișcă pe aceste curbe suport care sunt fixate. Da? Atunci, o altă abordare ar fi că să existe niște curbe suport. Deci există niște curbe suport, dar curbele suport să fie în elementul mobil și curbele suport să treacă prin niște puncte pe elementul fix. Da? Deci teoria se poate enunța și așa. Da? Că am niște curbe suport care sunt pe elementul mobil. Deci avem elementul ăsta care e elementul mobil. Da? Ăsta e elementul mobil. Da. Pe elementul mobil am niște curbe suport. Să le facem așa. O curbă suport ar fi asta. O altă curbă suport ar fi asta. Da? Și noi putem să obținem poziționarea elementului fix. Poziționarea elementului mobil. Noi putem să obținem poziționarea elementului mobil față de elementul fix, asigurându-ne că aceste curbe suport din planul mobil trec prin niște puncte fixate. Da? Deci avem un punct fixat aici și un punct fixat aici. Atunci, dacă forțăm, gândiți-vă că aceste curbe suport sunt efectiv niște bare de ghidare, niște ghidaje. Acum, bară înseamnă mișcare lineară, dar aici nu e mișcare lineară, e mișcare de, eu știu, după o anumită curbă. Da? Dar dacă ar fi astea realizate efectiv, atunci noi am putea să deplasăm constrâns și foarte clar elementul mobil prin și de elementul mobil sunt legate aceste curbe suport care de data asta se notează alfa și cu se notează cu alfa și cu beta și să poziționăm elementul față de elementul fix. Elementul mobil față de elementul fix. Deci, practic, avem două situații. Două situații. Avem elementul fix, elementul fix, elementul mobil. Da? Pe elementul fix avem curbe suport, curbe suport și avem puncte prin care trebuie să fie puncte pe elementul mobil. Da? Și dacă avem cea de-a doua situație, când avem pe elementul mobil avem curbe suport, da? Situația B. Situația B de aici. Când pe elementul mobil avem curbe suport și avem puncte pe elementul fix. Da? Și avem punctele astea pe elementul fix. Da? Vedeți că ăsta, da?
elementul ăsta e fixat, da? Și nu se poate deplasa față de elementul fix. În schimb, dacă avem elementul ăsta mobil, atunci el poate să treacă sau putem să poziționăm elementul mobil dacă știm curbele astea suport sau, mă rog, dacă le alegem noi convenabil. Da, și mai avem inclusiv a treia situație în care avem un punct care este pe elementul fix și, de fapt, altfel zis, un punct de pe elementul mobil să aibă o curbă suport în elementul legată de elementul fix, da? Deci asta e o curbă suport. Asta e o curbă suport pe elementul legată de elementul fix și se vede aici, da? Că e legată de elementul fix. Și în partea cealaltă, spuneți-mi voi despre curba suport pentru punctul B. Curba suport pentru punctul B e în elementul fix sau în elementul mobil? Curba asta. Curba asta. Hai să o facem tot cu curba asta. Curba asta e în elementul fix sau e în elementul mobil? E în Vedeți? elementul mobil. E în elementul mobil. Se vede aici că avem elementul mobil. Da, și aici avem o racordare, așa, o solidarizare a acestei curbe care se poate, deci mecanismul ăsta se poate realiza și fizic. Da? Că dacă luăm și impunem aici, punem un ghidaj aici și punctul ăsta să se deplaseze pe curba asta. Da? Punctul A să se deplaseze pe curba asta, respectiv punctul ăsta care ar fi de interes pentru noi, punctul B, da, să se deplaseze pe și să avem așa o formă atașată de elementul ăsta, o sârmă atașată de elementul ăsta, da, și spunem că sârma aia tot timpul să treacă prin punctul B0, da, atunci mecanismul ăsta, sau mă rog, elementul ăsta tot timpul o să se miște într-un singur fel, mai degrabă într-un mod unic, da? Într-un mod unic, pentru că are constrângere, da? Are constrângere că punctul ăsta să fie pe curba asta și curba asta să treacă tot timpul prin punctul B0. Bun, a fost un pic mult ce am discutat până acum, dar hai să și consemnăm chestiunea asta. Două situații plus încă o situație. În total, trei situații. Situația despre care am discutat, avem o curbă suport fixă și o curbă suport mobilă, da? Și ați văzut, aveam curba asta era curba suport fixă și curba asta era curba suport mobilă. Na bun, asta e o primă parte. Ne oprim aici, facem 10 minute pauză ca să ne revenim da, la 10 și un sfert, reluăm discuțiile. Na bun. Acum, ce mai trebuie spus este că, având în vedere că ăsta e un element fix, adică AB nu e un element fix, e un element de lungime invariabilă. Da? În sens matematic, distanța dintre punctele astea A, care trăiește pe curba A, respectiv B,
punctul B, care trăiește pe curba B, trebuie să rămână tot timpul constantă și egală cu lungimea elementului. Da? Deci, practic, ce vreau să spun că elementul ăsta nu se întinde, nici nu se comprimă, elementul AB. Da? Și atunci, chestiunea asta, în sens matematic, ne duce cu ideea, da, că AB este nedeformabil, hai să spunem așa, elementul AB este nedeformabil. Deci, e nedeformabil. Atunci există o legătură între punctul A, care, eu știu, să zicem că l-am pune pe curba A mic, da? Și punctul B, omolog lui. Un exemplu ar fi că să considerăm că, de exemplu, avem lungimea elementului AB, care este de aici până aici, are lungimea asta. Da? Și o să dau un exemplu extrem. Da? Dacă ne alegem o poziție nouă pentru punctul A, să zicem că asta, dar să zicem că alegem punctul A aici. Ar trebui să existe un punct omolog B pe curba B mic. Și atunci, dacă am dori, ne-am uitat la un punct candidat care ar putea să fie omolog punctului ăsta, dacă l-am lua aici, cât ar fi lungimea lui AB pentru poziția roz? Ar fi asta. Se poate așa ceva? Mai înainte am zis că AB nu se poate comprima. Dar în situația asta, dacă punem A aici și B aici, ce se întâmplă cu lungimea lui AB? Face mai mică. Se face mai mică, da? Ceea ce e cumva nenatural, că noi am spus că elementul ăla e rigid, nu se poate comprima, nu se poate. Atunci punctul B la care ne uităm noi acum, nu e un punct candidat valid pentru situația noastră, pentru că lungimea lui AB se modifică. Și atunci punctul B candidat pentru noi ar putea să fie mai degrabă undeva aici, așa. Da? Ca să se păstreze, da? Să se mențină lungimea lui AB. Deci asta este, deci AB portocaliu, sigur că l-am desenat ochiometric și eu știu ce, e egal cu, deci AB portocaliu e egal cu AB roșu, da, cu situația inițială. Atunci noi nu putem să punem punctul B oriunde. Atunci trebuie să fiți conștienți că există o corespondență între punctele astea A și B. Da? Și la fel și situația între, eu știu, între când e vorba despre punctele de pe elementul fix. Da? Nu putem să alegem orice pereche de puncte, ci trebuie să alegem o anumită pereche. Și atunci, în sens matematic, pentru situația asta, avem o relație care e, spune în felul următor, că avem XA minus XB a pătrat plus YA minus YB la pătrat egal cu AB pătrat. Da? AB pătrat, lungimea lui AB, lungimea lui AB, da? La pătrat. Aici, dacă ne uităm la ce se știe, ce nu se știe, lungimea lui AB se știe, că știm cât este lungimea elementului. Da? Coordonata pe X a lui A se știe, coordonata pe Y a lui A se știe,
Da? O să putem să determinăm coordonata pe X și pe Y a lui B și mai există o constrângere dacă este un sistem, asta e o ecuație cu două necunoscute, da? Mai avem ecuația curbei B mic. Da? Deci odată asta înseamnă că XB și YB, perechea asta, XBYB, trebuie să aparțină curbei B mic. În sens matematic se scrie că XB și YB aparțin lui B mic. Ok? Deci avem cele două situații. Dacă punctul B, da? Punctul B trăiește pe curbă, nu putem să-l alegem. Punctul B nu putem să-l alegem aici. Întrebarea. De ce nu putem să-l alegem? Păi n-ar avea sens că nu-i pe curbă. Da? Că de-aia zicem curbă suport. Punctul B aici. Nu e pe curbă. Da? Deci odată punctul B trebuie să trăiască pe curbă. Și a doua condiție este că distanța de la A la B, deci distanța de la A la B să rămână constantă. Da? Și atunci avem cele două relații și rezolvând cele două relații în mod analitic o să ne dea coordonata punctului B. Da? Și în felul ăsta, folosind teoria curbelor suport, o să putem să poziționăm elementul unde vrem noi pe cele două curbe suport. Na, bun, acum doar o chestiune.